de mulți ani filmez problema asta și nu se rezolvă. Mașinile ne lasă mai puțin de un metru până la bordură. Deci cu bicla, trotineta, suntem nevoiți să mergem pe alături. Dar alături, ia uitați-vă ce capcane ne așteaptă. Timp de ploaie, timp de toamnă. Grot. Nu mai spun cât e de incomod să mergi pe gratele astea. Unii merg pe trotuar, dar pe trotuar e și periculos pentru pietoni și ilegal pentru bicicliști și trotinetiști. Dar aici pe carosabia, ia uitați-vă ce capcane, ne întinde primăria capitalei cel mai probabil, că e o arteră importantă și nu se ocupă de asta primăriile de sector. Cineva a furat gratele de metal și administrația nu le-a pus la loc, nu le-a observat absența și nu le-a pus la loc. Așteaptă probabil să moară vreun biciclist, pe cineva cu trotineta, și abia după aceea scaute țapii spășitori vinovați și poate spună gratele la loc.